Bucătarul Comel și Cocostârcul. Un vânător pușcă un cocostârc. Îl trimise bucătarului ca să-l pună în frigare. Pasărea era atât de mare și gustoasă, încât Lăcomel bucătarul nu putu să reziste ispitei și tăie una din pulpele păsării și o mâncă. Când au servit friptura, stăpânul observă că una dintre pulpe lipsea. Îl luă la întrebări pe bucătar, care răspunse foarte serios: fiecare cocostârc are numai un picior. Chiar? Atunci mâine mergem la lac și vom vedea, spuse stăpânul. Dar dacă aflu că ai vrut să mă păcălești, te voi pedepsi. Dimineață cocostârcii, ca și picioroangele în general, stăteau într-un picior și dormeau. Vedeți ce v-am spus? Întrebă bucătarul zâmbind și ret. Stăpânul bătu odată din palme, iar cocostârcii, pentru ca să își poată lua zborul, își puseră pe pământ și cel de-al doilea picior. Nu e valabil, spuse Lăcomel, aseară domnul nu a bătut din palme. Dacă ar fi făcut-o, atunci și acel cocostârc și-ar fi scos cel de-al doilea picior. Probabil din burtă de la tine, spuse stăpânul, căci tu l-ai mâncat. Nu trebuia să mă minți. Dacă ți-a fost poftă și l-ai mâncat, trebuia să recunoști. Tu nu știi că lăcomia strică omenia? Drept pedeapsă, pentru că ai mințit, vei lucra azi stând într-un picior. Doar când te vei așeza, vei avea voie să le ții pe amândouă pe podea. Așa vei ține minte că toate naripatele au două picioare, nu doar unul. Astfel, bucătarul Lăcomel a înțeles că își merită din plin pedeapsa pentru fapta sa.